Vom transforma verbele în substantive. Ce este un substantiv? Dacă ar fi să vă dau definiția substantivului din limba română, substantivul este partea de vorbire care definește ființe, fenomene ale naturii, obiecte și în limba română se scriu cu literă mică. Din păcate, în limba germană ele se scriu cu literă mare. De aceea apar și foarte multe probleme în scrierea lor. Nu știm când să scriem cu literă mare. Hai să vedem ce avem aici. Arbeite. A lucra, da? Arbeiten este verbul a lucra. Die Arbeit este muncă. Vedeți? Arbeiten este a munci, a lucra. Die Arbeit este munca. Blitzen. Ce înseamnă blitzen? A fulgera, a trăzni. Substantivul care apare este der Blitz, fulgerul. Was heißt knallen? Was heißt knallen? A bubui. Knallen, a bubui. Iar dacă trecem, îl facem der Knall. Der Knall. Ce-o fi der Knall? Păi dacă verbul este a bubui, der knall e bubuitul. Bubuit, pocnitură, genau. Knallen mai înseamnă și a pocni, este sinonim cu a bubui. Streiten, l-am avut mai înainte. Ați văzut că am avut streiten, da? A se certa. Și aveam sus la titlu der streit. Der streit. Ceartă. Danken. Ce este danken? Danken înseamnă a mulțumi. Acum, dacă transform verbul, der dank este mulțumirea. De aici, dacă vă aduceți aminte, majoritatea am văzut foarte, foarte multe ori scris așa, danke schön. Deci, vă rog frumos, când scrieți așa, nu înseamnă mulțumesc frumos. Das danke schön este mulțumirea, dar nu este vorba de a mulțumi când spui mulțumesc frumos. Danke schön se scrie întotdeauna așa. Danke schön. Adică dacă îl scrii cu literă mare, înseamnă că e la început de propoziție, de aceea danke se scrie cu mare. Deci danke schön, mulțumesc frumos. Deci danke schön, mulțumesc frumos. Das danke schön e mulțumirea pe care, mulțumirea frumoasă, dar nu este mulțumesc frumos. Na, este un substantiv, acum discutam despre ele, da? Ok, loben. Da, loben înseamnă a lăuda. Das lob este lauda. Genau, das lob este lauda.